Eu lansez un proiect nou, politic, dar detalii despre acest proiect eu voi prezenta toamne și putem să vorbim și despre aceasta în luna septembrie. Cel puțin va fi pro-european, nu un proiect centrist, un proiect stânga-dreapta. Eu nu vreau să intru în detalii, de aceea v-am spus că puțin răbdare și continuăm în politica moldovenească. V-am văzut recent la o ședință, un consiliu al partidului domnului Chicu, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Este o relație de așa mai mult politică pentru că ați fost în guvern, deși ați fost în guvernele, din 10 guverne ați fost. Sau de ce totuși ați participat și dacă asta este un semn de colaborare pe viitor, această participare? Da, vreau să vă spun că noi avem relațiile bune cu domnul prim-ministru Chicu, noi am lucrat împreună și eu vreau să vă spun că el e profesionist mare și noi am avut rezultatele foarte bune, noi am lucrat împreună și am rezolvat toate problemele, noi am trecut și secetă și inundații și pandemia și niciodată, nicio întrebare care am pus față de domnul prim-ministru, fiecare problemă au fost realizate. Și da, am participat la acest congres pentru că am primit invitație din partea a domnului Chicu. Am citit diferite opinii că eu voi fi membru a acestui partid. Cineva a spus că eu voi fi în conducerea acestui. Am auzit multe opinii, dar vreau să vă spun că eu nu voi fi membru a acestui partid. Dar sunt sigură că toate partidele trebuie să fie împreună împotriva această guvernare și împotriva a partidului PAS. Și când noi putem să unim în acest sens, când noi putem să găsim un dialog și creăm o platformă pentru, haideți spunem așa, nu e luptă acum, pentru prezentarea o altă poziție. Acum eu văd doar două foști premieri, domnul Chicu și domnul Filat, care sincer și deschis să spune despre greșeli care face guvernarea a PAS-ului și noi vedem că dacă noi ne unim, toate partidele din opoziție, toți politicieni care înțelege în ce situație dificilă noi suntem, împreună noi putem să mergem în calea Uniunii Europene, pentru că așa este viitorul nostru. Despre acest proiect, va fi un nou proiect absolut, nu pe baza unui partid creat? V-am spus că astăzi, fără detalii.